Argumentul ministrului sănătății Vlad Voiculescu șochează populația. Acesta se scuză de toate întâmplările nefericite petrecute în ultimul timp. Consecințele nepăsării duc la lucruri foarte grave. Imunitatea de care crede că beneficiază ministrul sănătății este absurdă. În 50 de zile de mandat s-au întâmplat incidente de neuitat. În mandatul lui Vlad Voiculescu au ars 4 spitale și mai puțin de 20 de pacienți au murit arși de vii doar în urma tragediei de la Matei Balș. Să vă spun sincer, proastă. Nu-mi place cum vorbește. Să-și ia mâinile după. Nu e de profesie și n-are ce căuta. E neomarxist. Nu e. Vrea să privatizeze sănătatea. Unde s-a mai pomenit treaba asta? Afacerist. Nu e. Să plece. Așa ministrul nu trebuie. A mai fost pe vremea lui Cioloș și știm cine este. Ce a făcut? N-a făcut brânză nici atunci, nici acum. Ăsta e domnul. Noi, țara noastră, e greu, o ducem greu. De-aia, toți zice, jos, dar nu zice unul, haideți, frați, într-o unire, țara noastră, e împeirea și așa mai departe, ne-au luat pâinea de la gură. Toți, păi nu pleacă, bă, frate, până te-a dus să le iei de guler, nu pleacă de acolo ei. Vlad Voiculescu ar fi putut impune rigoare, însă nu a făcut-o. În campania de vaccinare împotriva COVID-19, bătrânii și personalul esențial neputând să se imunizeze. Faptele de care ministrul sănătății era responsabil au fost omise, ceea ce a adus la moartea unor oameni nevinovați. În ceea ce privește activitatea ministrului sănătății, Vlad Voiculescu, părerile severinenilor sunt împărțite. Scuze sunt multe, însă faptele acestuia lasă de dorit. Faptele esențiale de care Vlad Voiculescu era responsabil au dus la o moțiune contra acestuia inițiată de Partidul Social Democrat. Părerea tuturor. Își face omul treaba, ce să facă? Să se ducă să țină de coadă directorii din spitale sau ce? Medicii trebuie să-și facă treaba și ministrul să-i coordoneze. În rest, ce să facă bietul om? Oamenii speră la o schimbare în bine, însă guvernul își bate joc de tot ce înseamnă România și locuitorii acestei țări.